Un grup de consilieri orășenești s-au pronunțat pentru urgentarea deciziei Consiliului Orășenesc privind atribuirea terenului din perimetrul parcului de lângă fosta clădire Rapo pentru construcția clădirii judecătoriei Cimișlia de către Ministerul Justiției din Republica Moldova. Ei susțin că pe acest teren accidentat greu va fi de găsit un alt investitor să construiască, iar pentru clădirea judecătoriei sunt alocați bani din bugetul de stat. Uitați-vă, e trei de sat și gunoiul de la gunoi este și aia, sunt prăștii de-am pe teren aici, dar eu cum am mai spus-o mai repede o dată, uitați-vă, ce investiții trebuie de investit, câte surse financiare în malul ăsta că se întărească, să ridice de 6-7 metri în sus. Și cine să puși să asta? În afară de Ministerul Justiției, dacă Banca Mondială alocă acest bani. De aceea, părerea mea, eu spun încă o dată, dacă sunt mai multe păreri, dați-le la masa rotundă, fiecare își spune părerea, consultăm încă o dată cu cetățenii, lasă să aducem cetățenii aici, să vadă cetățenii ce se face aici. De aceea, părerea noastră e că, până la linia aeriană 380, deci, vor ei să facă aici, fără să afecteze, să nu afecteze parcul, să nu afecteze fântâna, să nu afecteze monumentul. Așa. Să le permitem să le alocăm terenul ăsta pentru construcția palatului. În caz contrar, eu n-aș crede că să rămână așa asta peste câțiva ani, să facă gunoi ăștia până acolo, cum a fost până acum. Înțelegi? Deci e soluția asta. Noi mai consultăm cu populația. Pentru a pregăti terenul de construcție, va fi nevoie de construit un zid de protecție împotriva alunicării terenului și de a defrișa în jur de 40 de copaci și arbuști din spatele parcului. Deci, vedeți și dumneavoastră, stimați cetățeni, care este situația acestui teren și nu înțeleg de ce tata se discută vis-a-vis de acest teren, fiindcă, într-adevăr, cum spuneți, domn Bargan, aici necesită investiții de milioane de lei pentru a duce la condiții și apoi pe urmă pentru a construi acest palat al justiției. Ne rămâne nou să decidem ce lăsăm aici, așa, gunoi ăștia cum este și cu copacii ăștia crescuți fără nici o supraveghere sau să fie un palat frumos în centrul orașului. Potrivit dumnealor, parcul nu va avea de suferit. Fântâna din preajmă, izvorul și monumentul victimelor deportărilor nu vor avea de suferit. Din contra, în parc vor fi amenajate trotuare, bănci și locuri de agrement. Unii spun că fântâna asta să fie distrusă, monumentul să fie, iau-te monumentul rămâne. Unde este. Nici vorba, aici rămâne tot. Și aici vor să facă niște amenajări, niște alei, poate chiar un scoar așa de odihnă, aici poate să fie, nu e o problemă. Proiectul de decizii trebuie pus condiții și când le se dă certificat de urbanism, tot așa le spune condiții de amenajare. Clădirea judecătoriei Cimișlie, pentru care statul a alocat peste 4 milioane de euro din suportul Băncii Mondiale, poate deveni una din cele mai frumoase clădiri ale orașului din ultimii 20 de ani. Orașul Cimișlie este unica localitate din cele 14 alese de Ministerul Justiției pentru construcția edificiilor justiției la nivel regional care încă nu au alocat teren pentru construcție.